O mamă casnică și un bob fermecat de piper. El sare din epocă în epocă, stăpânind timpul cu biciul său fermecat. Doarme cu gânditorul de la Hamangia, ia micul dejun cu Ștefan cel Mare, prânzul cu Traian și Decebal, iar seara e la o serată mondenă cu Alexandru Ioan Cuza, Nemuriciu, călărețul timpului pierdut. Azi, cum stă treaba cu batalia, boierule? Iar îi sparge voievodul Ștefan la naspiturși? Victorii, sigură, să nu-mi spui mie aprodul părcii, dacă nu-i așa. Păi, da, nu-i greu? Adică, știi, bazezi de spui, ești așa sigur? E greu, dar uite pe ce mă azez. Ia chiar, da. Afar din număr, unde clar sunt mai mulți ca noi. Absolut. Pe celelalte linii, pe linii de strategie, pe linii de tactică, pe linii de motivație, suntem nieți de stidăși. Nieți. E bătălie de unul solist, ce mai? Păi, nu m-am gândit. Păi să te gândești. Ești precis? Să mor tu. Am jurit plata. La ce cameră așa de vrâncioaia? La cinci. Eu și copânerul, că l-am plătit. Hai. Și așa, iruit au Ștefan încă o dată. Hai, Maria ta, e gata bătălia aceea, că eu am terminat cronica, mimica, am foame, aș vrea să plec înainte la chef. Bineînțeles! Păi la plășit înainte și la război înapoi, nu-i așa? Mi-e foame, cronicare, ia, și tu, hatmane, apărării, și faci? Dormi aici? Nu dorm, Maria ta. Da, ce faci? Cred că am fost atacat energetic. Pe mine, trupul mă îndeamnă la luptă, dar mintea mă îndeamnă la somn. Ce faci? Maria ta, spune? Mor storci cu flacăra violetă și jar. Și? Atunci aduceți-mi calul că plec eu la bataie. Nu, Maria ta, că acum turcii sunt 20 la 1, nu 10 la 1, ca de obicei. Păi, și dacă n-ai nică, că păiesc câți bani deodată. Și cu tine, povestești de iară, ai jucat în Avatar? Turcii ne-au atacat psihic. Bătălia e pierdută, Maria ta. Și? Păi nu mai pot. Maria ta, acum ce fac eu? Schimb aici, am cronică. Scriu că am pierdut bătălia. Nu, scrie... Va urma, cronicare, că nu las eu lucrurile așa. Ștefan, Ștefan, domn cel mare, să mă întâi luminoare. Iaise! Da, și faci voinici. Da, ce-ți fac? Mă grăbesc ca să fac. În două minute îți fii la caleașcă. Ești, dacă te grăbești, deci tu-i spigau rachei. Păi mă uit să văd, să verific dacă era încuietă și trebuia să o sparg. Stai tu liniștit cu o spartă din mult Ștefan Vodă. Ia zi, gata lupta? Turci l-au atacat pe Maria sa cu flacăra violetă. Trebuie să mergem numai decât la bătălie. Aoleu, poți fi și flacăra olimpică. Pe mine Maria sa m-a chemat la banchet și eu nu plec până nu mă aranjez și mă sulemenesc. Coană, nu înțelegi că dacă nu mergem n-a să fie nicio victorie și n-a să fie niciun banchet? Dacă nu o să fii niciun banchet, o încurcat-o turșii cu mine. Eu n-am venit de la Focșan ca să-mi cânt ei mie. Mai la hi, mai la hu, mai la ha, ha. Ai înțeles? Păi, comis, ești de-ar. Nu te mai plimba atâta că mai obose de cap. Iertăciune, Maria ta, dar m-o ars turșii cu flacăra violet și nu mi-au trecut. Iertăciune. Maria ta, bine că l-o ardi din spate când fugea, că dacă l-ardea din față aveam și râdea acum. Gata cu clizeala. Hatmane apărării, de ce au fost așa de mulți turci de data asta? 20 la 1, dar și cote de pariu aici. Iertare, Maria ta. Am gândit că are să-i bați iarăși cum i-ai bătut la podul înalt și am gândit că dacă sunt mai mulți turci, are să fie mai multă pradă de război. Ne-am lăcomit, iertare. Sigur, păi te-ai gândit că unii îți bate, unul îți mai pot uita și nu? Bravo. Maria ta, eu cred că asta a fost excepția care confirmă regula. Păi, regula era că-i bat eu pe tăți și excepția este că ați pierdut voi urechii. Păi, iertășiune, Maria ta, din târziere, dar vrânșoaie-i divină. Hai, sunteți gata, tăți, uite, purșeii, slumeniți la cuptior să nu se arde. Poate ți-ar de-o ție vreo două afropurici. Nu vezi că Vodă-i supărat că ne-au bătut turcii și nici nu se mai ține banchetul. Ce? Nu se mai ține banchetul. Vodă bătut de turci? Da. Nu se poate. Nu se poate. Simbolul Moldovei. Dar ce zic eu al Moldovei? Al Europii. Dar ce zic eu al Europii, al lumii întregi? Nu se poate. Deci nu cred. Nu-i adevărat. E adevărat, purice. Lasă gargara. Stai jos. Nu se poate. Eu tot nu cred. Ia-i cronica. Uite-și.
O coborât de pe ideal, cu omii sunt Manole Zder, cu pedești. Păi, ești greșeală, băi. Băi, de ce n-am fost eu acolo, băi? Unii n-am fost eu acolo odată, băi, și uite ce se întâmplă. Poliție, după război, mulți viteși să arată. Nu pe bune, Maria ta, din lui băteam, de-l suna apa în cap. Cum se coboră, băi, pe ideal, băi, cu... V-am spus, dar aveam un chef de bataie. Da, da, da. Apropo de chef. Oare ce față face vrâncioaie, mă gândesc așa. Ce? Unii și până asta. Dar n-ai lăsat-o acolo la Han cu turșii și ea pe cap? Ba, acolo am lăsat. Și? Atunci, Viteș, picai să mergem să salvăm pe vrâncioaie de mâinile dușmanului. Iertare-i, Maria ta, îți cade plășintele. Poftiți din bucați o leacă, că poți fi flămânz. Avem și sarmalii și... Da, din gură, Mariucă! Vrâncioaia în ghearele turcilor și voi vreți să stăm la masă? Nistorie, stai așa, băi, nu, potolește-te, că uite ce fată frumoasă avem noi aici, băi. Dar lasă vrâncioaia cum a așteptat ea până acum, pas mai aștept-o leacă. Că bărbația nu-i pentru cine se pregătește, ci pentru cine se liberește. Salată băf, bol? Musaca dovlecel. Bun. Oua umplute. Foarte bun. Jumar de borc. De cum? De borc?